nicio distanță din lumea asta nu poate să despartă dragostea unui tată față de copilul său. Nicio distanță din lumea asta nu poate să despartă o dragoste enormă care astăzi vrea să vină prin intermediul nostru frumos să spună la mulți ani unui sufletel, ce-l poartă în sufletul dumnealui, de 11 anișori. Bună ziua, dragii noștri! Surpriză de la tine acasă suntem și astăzi am poposit în raionul Telenești, satul Nucăreni, venind din partea unui tătic, domnul Simeon, ce își poartă o dragoste frumoasă pentru fiul său, Ștefan, care astăzi face 11 anișori. Deci noi, de la drumul lung din orașul Fălești, venim cu mare drag să-i spunem astăzi, într-o zi frumoasă, însorită, călduroasă de primăvară, la mulți ani, Ștefan, din partea lui tăticul. Haideți cu noi! Suntem surprize la tine acasă și venim de la drum lung, tocmai din orașul Fălești. Cineva ne-a șoptit astăzi că aveți un nepoțel aici, un adiat, ce face o frumoasă vârstă de 11 ani și cineva vrea să-l felicite, uitați-vă prin noi, cumva să-i rămână amintire frumoasă și în sufletel, cât și peste ani, să răsculească un filmuleț prin care să se vadă frumos, bravo, la o vârstă frumoasă de 11 ani. Cum crezi ce faci? Cine vine aici? Tătii. Cred că ridici din prima. Așa, să știi că, într-adevăr, tăticul tău, domnul Simeon, am înțeles corect că se află în Polonia și a apelat la noi, a găsit soluția perfectă, zic eu, să ne găsească, să ne roage să venim aici la sufletelul lui drag, să te felicite frumos, să-ți aducă această tortă în formă de mașină, să-ți spună frumos la mulți ani cu cei 11 anișorii tăi. Avem aici și această jucărie de plus să-ți amintească de sărbătoarea ta frumoasă, de tăticul tău și probabil o să te ajute bunica, că e mai ușor aici. Așa. Cu te, Ștefan, azi când e o zi frumoasă în calendar și tu ești omagiat, tăticul îți spune frumos la mulți ani, să fii sănătos, să nu uiți niciodată că tăticul în suflet te poartă mereu, oriunde și oricând, ești omulețul drag sufletului lui, te iubește foarte mult, vrea foarte mult să-ți spună personal la mulți ani, însă distanța și perioada care ne aflăm acum de carantină, de izolare, nu i-a permis, însă noi cu drag îți spunem azi frumos la mulți ani. Dacă ai și tu un mesaj din partea ta pentru tăticul tău, să știi că e cu mare drag, așteaptă să-i spui de unde. Îți mulțumesc mult din suflet pentru acest cadou frumos și pentru tot ce ai făcut pentru mine. Să fii sănătos! Cred că e cel mai frumos ce poate să spui un copil unui tată. Încă o dată, să nu uiți niciodată pe tine că te iubește, să nu uiți niciodată distanța care vă desparte în sufletul lui este foarte, foarte, foarte mică, cred că și în sufletul tău. Acum tehnologiile sunt foarte dezvoltate, vă permite să vorbiți mai des, să vă vedeți și asta e. Tu în suflet să păstrezi dragostea de copil pentru părinte și încă o dată sărbătoare frumoasă și desigur să o iubești pe bunica, să fii alături bunicii, căci ea, siguranță, este cea care îți oferă acum cea mai mare căldură sufletească și fizic și moral, este alături de tine și te iubește foarte mult. Doamna Maria, putere, sănătate foarte multă, răbdare și să-l vedeți mare, să-l vedeți mire, să-l vedeți frumos și educat. Da, sănătate. Să te iubești. Să te iubești. Sănătate. Misiunea de a aduce emoții frumoase oamenilor dragi nu este una ușoară, dar atunci când o faci din suflet, ele vin de la sine, ca o pasăre în zbor. Astfel am făcut și noi astăzi în satul Nucăreni, raionul Telenești. Am încercat să aducem emoții frumoase și felicitare frumoasă din partea tăticului din Polonia pentru Ștefan, care astăzi este omagiat și noi cu drag i-am spus la mulți ani. Sperăm din suflet că în sufletelul lui a poposit dragostea frumoasă a tăticului de departe, cu toate că ea locuiește acolo deja de 11 anișori, indiferent de locația în care se află dânsii, Moldova, Polonia, indiferent de distanța care îi desparte, dragoste de părinte, dragoste pentru copil, niciodată nu se stinge, niciodată nu moare, niciodată nu-și pierde din culoare. Noi vă spunem o zi frumoasă tuturor, vă mulțumim că de fiecare dată sunteți cu noi și ne urmăriți. Vă sărutăm cu mare drag pentru noi întâlniri.